Cazul Tudor Vladimirescu, spectacolul unic ce a marcat împlinirea a 200 de ani de la asasinarea eroului neamului românesc, a fost pus deja în scenă de 4 ori. Bugetul alocat piesei a fost unul de aproape 7 miliarde de lei vechi, iar asta a creat un val de discuții referitoare la cheltuirea banilor. Pentru a se lămuri lucrurile, conducerea instituției de cultură a susținut astăzi o conferință de presă în care a explicat unde s-au dus banii alocați de primăria municipiului Târgu Jiu. Din păcate, conferința a degenerat, iar unii participanți la conferință au rostit cuvinte grele atât la adresa personalului Teatrului Dramatic, cât și privitoare la unii jurnaliști. Vreau să vă spun un lucru. Nu, aș vrea să vă spun un lucru. Mă puteți asculta și pe mine. Știți că aveți ușa deschisă. De ce vă comportați aici ca un mitoman? Sunteți unde altă, sunteți actor. Nu fiți mitomanul director. Sunt adrese oficiale depuse de viceprimarul pe cultură. Eu încerc să o am și cred că o am. Dar nu am țipat la dumneavoastră. Eu nu cred că am țipat. Cu acest spectacol. Total. Poate e în rupii, în dos pe director, în alte condiții. Eu nu te-am întrerupt pe director. Dar suntem la o conferință. Hai să luăm și noi informații și așa unii dintre noi pleacă. Dacă trebuie să intre la niște jurnale de știi. Nu puteai dialog cu mine. Nu te-am întrerupt. Vorbeam cu directorul acestei instituții. Chiar nu înțelegi? Nu așa se deplează o conferință de presă. Serios. Măi, fetito. Da, măi, fetito. Nu înțelegi că nu ai dialog cu mine? Eu vorbeam cu directorul instituției. Putem să continuăm. Îl pup în dos. Îl pup în dos în particular. Noi. Dacă asta e percepția lui Costi Crețu, ok, e percepția lui. Dar eu am altă percepție. Pentru tine nu e ridicol, nu te ia apacă. Nu este ridicol. Bun, eu încerc să-mi fac meseria și atât. În spațiul public au apărut fel de fel de zvonuri, mai ales despre purtătorul de cuvânt al instituției, Iani Gârbaciu. Din pricina acestora și mai ales a referințelor aduse tatălui acestuia, regretatul Viorel Gârbaciu, PR-ul teatrului a decis să renunțe la această atribuție și să rămână doar pe postul ocupat prin concurs, cel de consultant artistic. Însă, spune el, nici aici nu va mai sta mult, urmând ca în scurt timp să-și înainteze demisia. În ultima perioadă s-au spus foarte multe mizerii și la adresa mea nu am nicio problemă. Dar că tatăl meu a fost adus în discuție și a fost denigrat de niște oameni care au anumite interese, lucrul acesta nu pot să-l permit. Am rămas în lumea asta cu câteva gânduri. Unul dintre acestea este să-i duc memoria tatălui meu mai departe, așa cum merită. Și nu o să permit ca niște oameni mici, care au anumite interese, să arunce cu nămol pe munca și pe memoria tatălui meu. Voi solicita imediat după această conferință de presă să renunț la poziția de purtător de cuvânt. Vă mulțumesc dumneavoastră, în primul rând. Voi rămâne pentru o scurtă perioadă consultant artistic la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, funcție pe care o dețin în urma unui concurs pe care l-am dat. Problema cheltuirii banilor a pornit chiar de la viceprimarul municipiului Gabriel Coica. Acesta a semnalat pe pagina sa de socializare faptul că a solicitat în repetate rânduri detalii și documente legate de modul în care s-au folosit sumele alocate acestui proiect. Se pare însă că acesta nu a primit niciun răspuns la adresele sale. Din acest motiv, a propus o conferință de presă în care să fie prezentate cheltuielile. Viceprimarul a fost și el prezent la conferință, însă din public, acolo unde a susținut în continuare că nu a primit răspuns, deși conducerea teatrului declara altceva. Ați formulat răspunsul la acele întrebări depuse în scris de viceprimarul de cultură? Este aici de față, ne poate răspunde chiar dumneavoastră. Ați primit răspunsul la viceprimarul? Nu. De ce ați răspuns? Eu zic că am răspuns. Ne puteți arăta și nouă? Da, sigur că. Așteptăm pe tot. Eu zic că am răspuns. Poate n-am apucat să răspund la ultima sau penultima adresă. Am făcut o solicitare domnului director Trecuță și m-am deplasat. În funcție am spus, ok, nu doriți să-mi pune la dispoziție contractele, pentru că spuneți că vă cer lucruri ilegale. Aceasta a fost exprimarea domnului Gârbaciu. Nu vă dați pentru că cereți lucruri ilegale. Ok, am înțeles, dar am spus, haideți pe insuliță, la fața locului, să văd cu contractul în mână, să văd și eu nu fac copii, nu fac nimic. Dar am dorit să văd cu ochii mei cât au costat cuburile, cât au costat scena și ce alte repede au mai fost. Este corect, cred, și informația spusă de domnul director, cum că toate facturile sunt avizate de către directorul de contabilitate. Este corect să fac? Faptul că am cerut. Pe care am cerut la primăria contabilitate.
Eu venit cu factor sau nu a venit pentru a aproba... Am făcut-o special pentru dumneavoastră, când mi-a cerut-o. Buget este cazul Tudor Vladimirescu. Nu puteți să spuneți că n-ați primit așa ceva. Era, e adevărat, devizul estimativ al piesei. Așa cum încă multe din lucrurile acestea... Nu am documente. Știți de ce? Știți de ce nu am documente? Pentru că mi-a cerut-o fără o adresă și v-am adus-o. Bugetul alocat proiectului a trecut totuși prin Consiliul Local, ci drept cu un calcul estimativ. Așadar, Gabriel Coica știa deja pentru ce este nevoie de acei bani. Mai mult, o parte dintre documente se află deja la primărie, însă a preferat să facă valuri în spațiul public decât să consulte propria instituție. Discutate cu primarul, la vicepriman, la Consiliul Local, nu? Problemele au fost... Da, a fost votat în unanimitate acest proiect în Consiliul Local. Din cele 6,7 miliarde de lei vechi au mai rămas aproximativ 70.000 de lei. O treime din buget a costat resursa umană, onorariile aferente participanților la cazul Tudor Vladimirescu. Astfel, regia a primit aproape 37.000 de lei, iar scenariul aproape 21.000, în timp ce muzica, gândită special pentru spectacol, a scos din vistierie peste 50.000 de lei, plus colaboratorii care au primit aproape 40.000 de lei. Te rog, regie, o sumă de 36.295. Nici mai mare, nici mai mică decât alte sume care au mai fost în istoria acestui teatru. Repet, n-am să dau nume pentru că îmi doresc ca să mai colaborez cu acei regizori. Au fost și sume de 20.000 de euro, plată regie. Versurile au costat 8.511 lei. Muzica originală a costat, compusă de Andy Dumitrescu de la trupa Bucium, 42.553. Colaboratori pe repetiții, aici vorbim de tot ceea ce a însemnat și le-am defalcate, dacă le vreți în detaliu, repetițiile și spectacole, sau vă pot spune cât a costat un om din trupă, dar le-am adunat pe toate. Repetițiile pe care le-am avut atât în martie, dacă nu, în aprilie, înainte de Paști, pe insuliță, cât și cele 6 repetiții generale, plus cele 4 spectacole, toți membrii formației, și aici vorbim de cei 5 interpreți plus 2 tehnicieni, au costat 39.577 de lei. Un membru al formației a costat 600 de lei pe ziua de spectacol și 300 pe ziua de repetiție. Consultanța istorică a costat doar puțin peste 2000 de lei, banii primiți de profesorul Gheorghe Gorun, care a petrecut luni întregi pentru cercetare și documentare și care a declarat că își asumă concordanța istorică a evenimentelor prezentate. Aparatura a costat peste 200 de mii de lei, iar pentru scena închiriată s-a plătit aproape 5000 de euro.